Este un guvern neprofesionist. Cu regret trebuie să constatăm acest lucru. Fracțiunea socialiștilor în luna mai, cum am promis, va veni cu moțiune de cenzură asupra acestui guvern. Dar, cunoscând mai mulți membri acestui guvern, cunoscând mai mulți miniștri, conducători a unor instituții cu care am activat și împreună în anii când eram noi la guvernare, regret foarte mult că fac parte acestei echipe care nu face față situației curente în Republica Moldova. Avem înrăutățirea indicatorilor pe marea majoritate a sectoarelor și segmentelor. Continuă bătaie de joc de pensionari și de veterani. De aceea, domnul Filip, poate reveniți la tutun sau la bucurie, pentru că aici, din câte vedem, nu prea se reușește. Nu prea vi se primește. Și apropo, este unicul prim-ministru din istoria Republicii Moldova care la tribuna Parlamentului a stat doar 20 minute sau 30. Cât a fost atunci durat? Mai puțin jumătate de oră. Și unicul prim-ministru care a fost investit la miezul nopții, de frică. Și vreau să vă spun că tot așa rușinos, de frică, va pleca acest guvern. Mai devreme.